această seară, Alin Costache! Bine ai venit, Alin! Salut, salut! De unde ai venit? Moara Vlăsiei, Ilfov. Moara Vlăsiei, aproape aici. Cu ce te ocupi? Sunt frizer. Frizer. Când ai venit așa am zis că ești ruibist ceva. Când am ai venit, fost agent de intervenție. Ai fost agent de intervenție. Da. Bun. Și acum ești frizer. Te-ai liniștit? Da, nu te bate okay. Nimeni la cap? Niciodată. Îi bați tu pe ei? Le povestești? Nu, le... nu. Okay. Te pricepi la prețuri? Faci cumpărături? Eu zic că da. Da? Da. Mergi așa la cumpărături cu soția, cu iubita, cu cineva? Iubita, da. Cu iubita. Nu mergi, prea da? Prefer că suntem diferiți la prețuri, așa că preferăm să mergem amândoi separat. Separat. Mai bine, separat că stai în liniște. Da. Alin, baftă multă, îți doresc. Ne concentrăm. Vedem. Auzi. Andrei, ce licităm? Avem un detector de minciuni cu electroșoc reglabil. Pare doar o jucărie, dar să știți că va arde dacă spuneți minciuni. Poate adevărul doare, dar credeți-mă, cu aparatul ăsta minciuna doare și mai tare. Din fericire, detectorul de minciuni are mai multe niveluri de șocuri, așa că e bine să începeți cu cel mai mic. Dăm cele mai tari premii aici la prețul cel bun? Da, dăm cele mai tari premii la prețul cel bun. S-a prins verdele, deci e corect. Așa este. Da! Cele mai tari premii. Și acum ia bagă și tu mânuța. Ai fost fanul meu de mică? Nu. Am 3 de verde, deci am spus adevărul. Bine. Nu merge, nu funcționează. E stricat. Cristina, cât să coste? 129. 129, îmi spune Cristina. Florin? 119. 119. Alin? 99. 99, îmi spune Alin. Și Iulia? 109. 109. 129. Cristina, tu ai nimerit, tu ai luat bonusul. 1000 de lei din partea noastră. Bună seara, cu cine ai venit? Cu iubitul meu. Dei, se umflă vena aia aici, el este iubitul tău, Rareș. Este acolo. Cu ce te ocupi, draga Marisa? Sunt actriță și social media manager. Gânduri mari cu măritatul, cu căsătoritul, cu însuratul? Nu știu, întrebați-l pe domnul, că el... De ce se întrebe pe domnul când tu știi toate răspunsurile? Azi are aici. Da. Copii avem? Eu am o fetiță de 2 ani. Să-ți trăiască, să fie sănătoasă. Cum o cheamă? Kaya Zenaida. Zenaida. Kaya. Și Kaya. Da, este Sfânta Zenaida, de-aia e născută pe 11 octombrie când e Sfânta Zenaida. Bravo, frumos, da. Să-ți trăiască, să fie sănătoasă, să bucure de tot ce îi oferă mămicuța ei. Nu plecați nicăieri, revenim imediat cu Cristina să vedem cum se descurcă ea la următorul joc aici, la prețul cel... Jocul Cristinei de astăzi de la prețul cel bun este ieftin sau scump? Dacă îți plac cumpărăturile, ai ajuns exact unde trebuie. Ideea este următoare, avem un premiu, avem un prezentator și îl rog să ne-l spună așa cum știe el. Andrei. Avem o trotinetă electrică. Autonomie de până la 45 de kilometri cu o singură încărcare. Putere a motorului de 300 de W. Aplicație smartphone, control multifuncțional, roți anti-șoc. Și ca să câștigăm această trotinetă, trebuie să aflăm un pic despre produsele pe care o să le jucăm noi astăzi. Andrei. Un șampon bărbătesc. Da, șampon bărbătesc, ce v-ați uitat așa. Avem un chefir cu portocale și mango. Chefirul este bogat în calciu și are proprietăți antibiotice. Avem un amestec de fructe uscate, afine, nuci și caju, bogate în fosfor, magneziu și vitamina E. Avem batoane energetice, satisfac nevoile nutriționale ale sportivilor. Lavete, uz general. 3 bucăți perfecte pentru șters chiuveta, aragazul sau masa de bucătărie. Și ultimul produs, spaghete fără gluten, făcute din orez brun și din orez alb. Sunt mai sănătoase și la fel de bune ca cele mai bune paste pe care le-ați mâncat vreodată. Avem 6 produse. Tu trebuie să-mi spui 3 cele mai scumpe produse. Amestecul de nuci. Amestecul de nuci. 11, ioi.
Ioi, tu cochilă. Șamponul? Bine, mergem pe mâna lui șamponul. Sigur? Poți să zic nu? Da? Târziu. Bine, hai. Îmi pare rău. Ok, ok. Da, astea proteice. Da. Iubicezice. Te ceartă acasă? Că pare genul care ceartă acasă. Da, 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 da. Ceartă, i-am zis, nu? Și mai devreme. E baba de la parter câteodată. Baba de la parter. Ok. E, acu-i acu. Hai să începem cu lavetele, să-ți dau un pic de boost. Nu, că deja, da, ok. Mai zic o dată. Dacă avem un produs mai scump... Ce, poți să le mai schimb? De 11 lei, nu mai poți să le schimb. Nu? Pierzi trotineta. Cu ce ai vrut să schimbi șamponul? Sunt tare curios. Nu, am vrut să pun șamponul la scumpe în loc de astea. A, și în locul lor ce ai vrut să pui? Pastele? Ok. Avem aici câștigători printre noi. Iar acest chefir costă 4 lei. Ai câștigat o trotinetă electrică azi la prețul cel bun, Cristina! Yay! Yay, yay, yay! Chiar te pricep la prețuri, bravo! Așa s-ar zice. Da! Te pricep, te felicit. Mulțumesc. Noi mergem mai departe, nu plecați nicăieri. Să vedem cum se descurcă Cristina în finală. Dacă trece sau nu, cine știe. Bravo, Cristina! Multă baftă, mult noroc. Mulțumesc.